doamnelor și domnilor, declar deschise lucrările reședinței Consiliului Local al Municipiului Câmpia Cruzei. Secretariatul, vă rog prezența. Deci sunt prezenți toți consilierii. Procesele verbale ale ședințelor anterioare. La procesul verbal din 10.03.2015. Dacă vreunul din colegi are ceva de adăugat sau de corectat, dacă nu, supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Procesul verbal este adoptat. Procesul verbal din 12.03.2015. Discuții? Dacă nu sunt, îl supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva, unanimitate. Procesul verbal din 19.03. Discuții pe marginea procesului verbal. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Bun, și acum să intrăm la ordinea de zi, la ședinței de astăzi. Secretariatul m-a rugat să vă anunț că ați primit declarațiile de avere, sunt pe masă la toată lumea. Sunteți rugați să le prezentați completate cât de curând posibil. Termenul este 15 iunie, termenul. Dar ar fi bine să vină mai repede, că... Da, domnul Jigan. Vreau să cred inițiatorul, dacă nu este de acord, înainte de a trece la votarea ordinii de zi, să scoată de pe ordinea de zi punctul 11. Da, mulțumesc. Se dau cuvântul prima dată domnului primar în legătură cu ordinea de zi. Vă rog, domnul primar. Pentru că au avut niște probleme și discuții cu conducerea spitalului, privind dispensarul TBC și așa mai departe, aș propune să ne mai gândim și să le tragem de aș ruga pe cei care au inițiat proiectul de hotărâre punctul 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii dispensarului de pneumologie Dr. Eugen Albăcan, dispensarul TBC. Trebuie să mai regândim un pic, pentru că sunt niște argumente din partea personalului medical și ei cât de meserie nu. Și la punctul 11, și eu m-am gândit la retragere, nu știu care e motivul pentru care solicită și propune domnul Rojigan, dar și eu aveam de gând, să cer pentru regândire, pentru că acolo, așa cum a fost redactat și cum este în PUC, este vorba de niște construcții demontabile, în intenția mea a fost ca acolo să scoatem și să facem un local, ceva cu caracter de construcție permanentă, nu tot felul de barăci din ce. Pentru asta trebuie într-un pic un pud, de cât alte formalități și deci eu voi lega de acest proiect pentru momentul ăsta. Noi am altă idee, am avut pentru alte motive, nu vă sugeram să le trage de tot de alezi, dar dacă le trage, să este în regulă. Da. La, dacă permite, la parte de dispensarul de pneumofiziologie, de ce s-a cerut? Pentru că dispensarul de pneumofiziologie, de unirea activității medicale, implică și un ambulatoriu pe partea pulmonar. Și ca să nu încurcăm pe ei, pentru că ei cer demersurile ca fiziologie, adică să ocupe numai chiar de TBC, să-și diversifice, de fapt, activitatea medicală pentru a ajunge la pașii pe ei, pentru a nu încurca, atunci să merge pe ideea, în primul rând, merg la Ministerul Sănătății, o să ceară, pentru că acolo va trebui un medic în plus, va trebui o chestie de cabine și, pe urmă, să intrăm ca să nu există o discrepanță între
Asta a fost. Și au finanțare pe linie și finanțare pe BBC și atunci trebuie menținută entitatea cu denumirea asta, că altfel nu mai fac finanțare. Și trebuie să mai gândim un pic mai bine. Dar ei sunt interesați să diversifice, de fapt, că de acolo au plecat ideea, să diversifice. Asta ai venit, urmă. Da. Bine. Executivul propune suplimentarea ordinii de zi cu înainte de aceștia, vă rugați să întrebați inițiatorii dacă le trec acest proiect de hotărâre, cel de la punctul Pentru că să luăm mandata pe un vot. Ok, deci o să dau citire doar proiectelor, titlurilor proiectelor cu care se suplimentează ordinea de zi, sper că nu îngăduiți să nu dau citire întregii ordinii de zi. Deci punctul 19 va deveni proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de delegare a serviciului public de salubrizare, aprobat din HR 75/2008. Punctul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea stingerii datoriei Societății Sport Club BOS, LLP Cluj-Napoca, față de Școala Gimnazială Mihai Viteazu Câmpia, plus deprindare în parte. Punctul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune a unor contracte de închiriere. Punctul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre municipiul pe Consiliul Local Câmpia Fuzii și Asociația Sportivă și Clubul Sportiv Municipal Câmpia Fuzii. 23. Informare privind raportul de analiză, concluzii și recomandarea contractelor de finanțare nerambursabile încheiate între Primăria Municipiului Câmpia Fuzii și ONG-ul care au realizat activități de interes local în folosul comunității în anul 2014. Bun, supun la vot ordinea de zi cu modificările anunțate. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Punctul 1 de pe ordinea de zi, informare privind situația financiară a Spitalului Municipal Dr. Cornel Igna Câmpia Fuzii. Comisia 1. Comisia 1. Am dat la cunoștință. Comisia 2. 3. Comisia 4. Comisia 5. Dacă cineva mai are întrebări sau mai sunt discuții pe marginea informării, dacă nu, vom trece la punctul 2. Prezentarea deciziei și a raportului de control al cursii de conturi numite în urma controlului efectuat la SC Compania de Salubritate Câmpia Fuzii S.A. Comisiile. Comisia 1. Am luat la cunoștință. Comisia 1. Am luat la cunoștință. 3. 4. Am luat la cunoștință. Comisia 5. Am luat la cunoștință. Dacă cineva dorește să ia cuvântul pe baza raportului. Dacă nu, trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului de iluminat public al municipiului Câmpia Fuzii. Sper că asta nu e titlul cu anexele 1 și 2 ca să primim prin comisiile, vă rog, Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. 5. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, domnul Rojina. Mulțumesc, domnul președinte. Grupul de consiliat FNR salută inițiativa înființării acestui serviciu. Se bucură de asemenea că se dorește atribuirea acestui serviciu către o societate aparținând Consiliului Local al Municipiului Câmpia Fuzii. Însă, pentru a aprova acest proiect de hotărâre, de fie într-o scurtă de cauză, avem câteva nerăbduiri la care solicităm să ni se răspundă de către executiv. În primul rând, acum? Da, 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 vă rog.
În primul rând, aș vrea să mă refer la anexa 1, respectiv regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de mediul și studiul de oportunitate și liberalizarea acestui. Anexa 1. La fila penultimă, 62, la fila 63, avem capitolul 7, sub capitolul nivelul minim al redevenței. Și se arată. Nivelul minim al redevenței poate fi de semnul întrebării la sută calculată din valoarea sumelor încasate. Ce reprezintă acest semn întrebării? Este cineva care poate răspunde din partea executivului? Doamna Iulian? Nu este? Domnul Fazăcaș, viceprimar. Domnul viceprimar. Domnul Fazăcaș a trebuit să știe să ce nu pot să răspund. Domnul viceprimar, este și exclus. Deci, nu știu, dar nu vrei să dea un răspuns, numai să mă trezesc pe... A semnat proiectul de hotărâre, mă gândesc la timp. Nu înțeles, dar... Este inițiat de dumneavoastră. Dacă ar fi specialist. Dumneavoastră. Am înțeles, dacă aș fi specialist în toate, un specialist, probabil că să dai o... Da, îl chemăm pe domnul Faze, ca și de... Deci avem, el poate fi de semnul întrebării. Redevența se poate chita până în luna semnul întrebării. Păi, sta vedem noi. Încheierea contractului de plecare a gestiei în termen de zile de la data aprobării. Adică, dacă trebuie stabilite niște termene și stabilite niște... Sume, cred că trebuie stabilit atâta timp cât aceste anexe fac parte integrată din proiectul de hotărâre. Adică îl votăm, dar să votăm ceva concret. Nu știm ce. Nu să nu votăm semne de întrebare. Rugăm ei ca mai să amânăm pe sfârșitul ședinței de Consiliu, până în fază ca și ne dă răspuns concret și luăm o hotărâre clară. Eu nu pot să dau numai să... Dar pot să dau de așa. Dacă nu de așa, se poate retrage și se... Nu, nu are rost. Nu are rost. Nu, dar poate să vină până la asta. Bun, o să lăsăm acest punct la sfârșit. Mergem mai departe cu punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social în perioada 2015-2016 Comisiile. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre, dacă nu, nu vom supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Votat în unanimitate. 5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea cantinei sociale prin externalizarea serviciului. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții? Nu sunt. Până la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiect de hotărâre, punctul 6. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Sociale de analizare a cererilor pe locuințe și repartizare a locuințelor în municipiul Câmpia Turcului. Comisiile, vă rog, comisia 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. 3. Aviz favorabil. 4. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Colegii, dacă au patologii sau întrebări. Da, domnule președinte. Domnul Ojigan, vă rog. La comisia a stabilit că articolul 2, la punctul 2, membru, președintele Comisiei 4 a Consiliului Local, venim în acest sens până la un membru al Comisiei 4, desemnat de președintele Comisiei 4. Colegii au fost de acord cu această modificare. Bun, deci să luăm ca un amendament. Da, da, da. La inițiativă. A cineva? Supun la vot
proiectul cu amendamentul domnului consilier Dojidan. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? O abține? Șapte. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe pentru tineri destinate închirierii în municipiul Câmpia Tursii pentru anul 2015. Comisiile, Comisia 1. Aviz favorabil. Aviz favorabil. Aviz favorabil. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Nu sunt. Să supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de eliberare a atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul 2015. Comisia numărul 1. Aveți favorabil un amendament al domnului Lujitan. Bun, o să-i dăm cuvântul domnului Lujitan. Se prezintă. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. 4. Aviz favorabil cu amendament. 5. Aviz favorabil cu amendament. Vă rog să zici. Da. Deci, potrivit legilor țării, nu putem să retroactivăm această de Consiliul Local, astfel că vă propun ca articolul nostru să spună pentru la nivelul municipiului Câmpia Tursii, începând cu data aprobării prezente hotărâri, taxa de eliberare a testatului de producător este zero. Pentru că nu putem să stabilim o taxă de producător de la 1 ianuarie. Da, corect. Dacă mai aveți de vă rog, domnul consilier Roșiga. Domnul consilier Roșiga. Plați microfonul, vă rog. S-au mijorat față de cele care le-am perceput noi. Și actul normativ care le stabilește a intrat în vigoare, fiind obligatoriu pentru toți. Deci noi potrivit să adoptăm această hotărâre ca să o aprobăm pe aia altă care era în picioare. Și atunci nu poate intra în vigoare, poate intra în vigoare de la data când e prevăzută în lege. Adică trebuie să-i... Nu s-a făcut modificarea legală, modificarea legală de care spune nu s-a făcut. A fost făcută prin lege. Când? Deci, în ianuarie s-a făcut la apărut mărgării. Și atunci a făcut. Și atunci ar trebui să nu facem și noi. Faceți un pic de retro la activitatea acum și termenul de preluare cererilor. Știți că sunt răgănați și aici. No, astea au fost cauzele pentru care sunt răgănați. Nu erau sigur ce fac. Deci dumneavoastră care vă spuneți de calitatea acestei ședințe, îmi spuneți că este legal să stabilim o casă retroactivă? Nu, stabiliți după lege, domnul Borghina. Nu e retroactiv. Putem să stabiliam înainte de a calitatea ei. Dar eu dacă vă stabiliați înainte de a calitatea ei, eu vă promit că putem să... Dacă o stabiliam anterior a apariției legii, atunci era legal. Deci dacă dumneavoastră spuneți că este legal, eu votez acest proiect de hotărâre fără apestat de exemplu. Dacă nu să spuneți că este legal, nu vreau să vă explic. Dar nu trebuie să-mi explicați, că nu v-am întrebat dacă... Nu v-am cerut mai rău. Nu e nevoie, v-am cerut o știință. Mie spuneți-mi dacă este legal să vă spuneți amendamentul pe care... Și o votăm în forma care este prezentată de exemplu. Domnul secretar, cred că găsim o variantă foarte simplă. Putem să puneți un punct de acolo în care spunem că punem în legalitate taxa să fie conform legii. Da, dar intrăm în vigoarea legii. Legii conform modificării apărute, eu nu știu ce, și cred că e suficient. Da, da. Deci, formulați-o așa și cred că... Formulați-o ca semnat conform asta. Domnilor, dorește cineva să formuleze acest proiect de hotărâre? Să sune și... În caz contrar, sunt obligat să supun la vot. Eu am zis, supuneți-o la vot, domnul președinte, așa cum a fost prezentată domnilor consilieri. Care vor să vedeze? Bine, care a vedea? Dacă vă spuneți că este legal, trebuie să o fie un acord. Am explicat. Am explicat. Da. Altcineva?
e legal. Deci dacă domnul secretar afirmă la microfon că e legal, o votăm. Absolut nicio problemă. Altfel nu vă prezentam în această manieră. Că de legalitate răspund împreună cu dumneavoastră. Mai ales că... ce problemă? Mai ales că... Eu consider că nu-i prea legal. E ultima dată când... Domnul Logicar, ultima dată când aveți posibilitatea să vă contraziceți. Sincer, mulțumesc. Domnul secretar. Justificabile sau liberate? Amendamentul domnului Jucan se pare corect pentru că două prieteni au intrat în... Să pun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului consilier. Cu amendamentul și-o votăm. Cine este pe? Împotrivă? Abține? Votat în unanimitate. Avizul de legalitate al secretului. Consiliul local al hotărârii. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea spitalului municipal doctorilor Nelly Ferdinandu, Câmpia Turții, a unui spațiu și proprietatea municipiului Câmpia Turții, în vederea înființării unui cabinet de neurologie. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. 4. Aviz favorabil 5. Aviz favorabil. Colegii, dacă au lor de poziție, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Punctul 12. Pentru informarea dată vreau să vă spun că am modernizat cabinetul ăla medical din Gordiș. La ora asta este în curs de autorizare aparatul rămâne, în așa fel încât toată activitatea de fiziologie și așa mai departe se va integra acolo mai multe oameni de la spital, la dispensat și așa mai departe. Cred că până la sfârșitul lunii, în mod normal, este în funcție cu toate autoritățile necesare. Mulțumim, domnule primar. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turții și Asociația Centru de Îngrijire și Asistență a Cuperământului și Domnului Turda. Având ca obiect acordarea de servicii de îngrijire și asistență în regim rezidențial pentru un număr de 15 vârstnici. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. 4. Aviz favorabil. 5. Aviz favorabil. Colegii, dacă aveți luat de poziție, dacă nu supun la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Câmpia Turții pentru trimestrul 1 an 2015. Comisia 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. 4. Comisia 4. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții la punctul 13. Nu sunt, să supun la vot cine este pe. Împotrivă. Abține. Votat în unanimitate. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea spitalului municipal Dr. Cornel Iuna, Câmpia Turții, a unui spațiu în proprietatea municipiului Câmpia Turții, în vederea înființării unui centru de primire cu urgențe. Comisia 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. 4. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru?
Unanimitate. Punctul 4, 15. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF numărul 50447 Cutia Tuzii cu număr TOC 1839/90/ 15. În suprafață de 17.123 de metri pătrați. Comisia? Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 2? Aviz favorabil. 3? Aviz favorabil. 4? Aviz favorabil. 5? Aviz favorabil. Discuții? Nu știu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 16 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF numărul 53448 în Piatus. Comisia 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. 3. Aviz favorabil. 4. Aviz favorabil. 5. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 17. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF numărul 50743 Cutia Tuzii aflat în domeniul public al municipiului Cutia Tuzii. Comisia 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. 3. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt. Cine este pentru? Cine? Împotrivă? Dacă se abține cineva. Punctul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de delegare a serviciului punctul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Cutia Tuzii pentru anul 2015. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. 3. Aviz favorabil. 4. Aviz favorabil. 5. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Punctul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de delegare a serviciului public de salubrizare aprobat prin HCL numărul 75/2008. Comisia 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. 3. Aviz favorabil. 4. Comisia 5. Aviz favorabil. Are cineva domnul președinte, am luat la comisiei să ne comunice executivul care erau tarifele practicate înainte de atribuirea aceasta, sau vă rog, înainte de stabilirea acestor tarife. Pentru că se făceau cu alte societăți, mi s-a promis că se va duce la ședința de Consiliul Local, se va duce tarifele ca să putem face o comparație dacă tarifele pe care le stabilim astăzi sunt mai mari sau mai mici sau egale cu cele care au practicate la nivelul municipiului Cutia Tuzii până azi, data februarie, pe dreptul. Din partea companiei de salubritate, dacă dorește. Nu, nu, din partea executivă. Nu, din partea companiei de salubritate. Atunci, din partea executivă. Nu au de unde să cerce tarife practic la primăria înainte de a se propune să le dăm un proiect. De rezistență pe bușe, tarificul era anul trecut 0,12. Nu ai față, vorba. Haideți la microfon.
pentru dezinsecție căpușe la 0,12 lei metru pătrat, pentru delatizare la 0,028 lei pe metru pătrat, pentru dezinsecție 0,0825 de lei pe metru pătrat și pentru deparazitare 0,0745 lei pe metru pătrat. Pentru dezinfecție? Pentru dezinfecție nu este tarif. La deratizare, v-a ajutat să repetați? La 0,028. În ceea ce privește activitatea de spălat, profesor, facă se spăla înainte? Dacă da, la ce tarife? Nu, nu, înainte nu se spăla. Atunci avem să întreb exemplu, cum se explică această diferență, totuși, cel puțin la deratizare, enormă, de la 0,02 la 0,5. Deci toate tarifele, le văd că sunt mai mici decât... Cine dorește să răspundă din partea executivului? Domnul Luca, tu ești din partea servitului locului. Nu o să spun eu detalii de genul ăsta, că nu trebuie să știu. Pune ceva, hai mai aproape și hai să vedem. Documentul este dat de Mirela Iulian, tu ești în locuieri. Da, sunt în locuieri. Nu pot să dau un răspuns pentru o problemă care a solicitat-o domnul Jigan. Prețurile propuse au fost făcute de către compania de salubritate și au fost analizate împreună cu o fișă de formare a prețului. Prețul de ratizare, cam ce suprafață se face la nivelul municipiului? Aproximativ. Nu știu, nu cunosc. Știți? Deci este 40 de hectare, nu? Da, este o suprafață destul de mare. Cum doamne, de ratizare? Da, să încercă. Atunci, la un preț de 21 de ori mai mare, nu mi se pare totuși un pic de la Zadăuna. Propun să retrage hotărârea și tot reanalizez. Problema este, domnule primar, că nu mai puteți să retrageți la acest moment conform regulamentului de organizare și funcționare. Prin vot. Asta este așa. Să retrageți la momentul acolo. Tot nu te-a legat, dar ca să mai gândim ăla. Supun la vot proiectul de hotărâre. Domnilor colegi, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? O abține. Punctul 20. Dar nu ne modificat, este. Domnilor, cu de prețuri. Nu stați până la minus. Hai să terminăm. Punctul s-a încheiat. Punctul 20. Da. Data viitoare să mă aduceți o lucrare. Bine ca microfon. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea stingerii datoriei societății sport pentru forțele în Cluj-Napoca față de școala gimnazială din Mihai Viteazu, Câmpia Tosii, prin dacă regimentulare. Comisia 1. Aviz favorabil. 2. Comisia 2. Aviz favorabil. S-a pus o întrebare dacă acesta este prețul corect. Eventual, dacă colegul nostru... Deci, ideea pe care noi am avut-o și am discutat-o la comisie era legată de prețul pe care l-a stabilit expertul la momentul în care litigiul a avut loc la instanța investită. După ce s-a constatat că acea creanță care este trecută în proiectul de hotărâre este obligația de plată a societății către școala Viteazu cu titlul de închiriere, s-a trecut la executarea silită prin vânzare a acelui imobil. Și atunci, sigur că la comisie a pus în discuție dacă reprezintă o valoare reală cea
Deci nu putem contesta ca expertiză făcută și însușită de instanță. Dar în momentul în care s-a trecut la licitație, cel care a făcut executarea civică a scăzut la al doilea termen cu 25% valoare. La al treilea termen a scăzut cu 50% valoarea și n-a fost nimeni interesat să fie niciodată acele bunuri pe care astăzi ni le înregistrăm cu o valoare pe care piața n-a confirmat-o ca interes. Dacă s-a redus cu 50% în opinia executorului judecătoresc acea valoare. Și atunci, sigur că darea plată se face la valoarea stabilă de instanță, cea trecută și în expertiză. Opinia noastră era să tălăbrească cineva dacă procedăm corect, din cât avem o valoare obținută prin sentință, compensăm, dar nu reprezintă interesul pieței, valoarea pieței. Cam asta era problema pe care noi am dezbătut-o la comisie. Cred că a fost destul de explicat. Și destul de scurt, da. Mai sunt discuții pe marginea 120. Executivul dorește cineva să lăsească problema. Deci nu dorește. O să supun la vot. 20. Cine este pești? Împotrivă? Abține? O abține. Cine? Domnul Sabin Gheorghe. Punctul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune a unor contracte de închiriere. Comisia 1? N-a fost la comisii. Dacă sunt discuții pe marginea punctului 21. Pot fi finanțate pe vechea legii 69 prin protocoale de colaborare.
Și asta era, de fapt, ideea. Pentru că nu își pot desfășura activitățile conformitate cu prevederile de acolo. Dar vreau să vă spun că faptul că noi, în principiu, am luat baza sportivă și am elevat, ați observat că cheltuielile respective s-au diminuat. Se diminuează foarte mult, inclusiv la Iustia Sfântului 1921. Probabil undeva până la 40%. Tocmai ideea că anumite cheltuieli se prelate prin faptul că activa cu caracter social, cultural, sportiv, statul municipal se trece în cheltuielile respective, trec în mod direct la municipalitate, la problemă. Deci au o problemă reală asta. Oricum, Comisia în plus, deci am discutat și o să vin, o să vedeți prin corar, pentru că am zis că acolo unde există astfel de activități, o să cerem prin schimbarea regulamentului respectiv ca urmărirea indicatorilor și performanței să fie făcută de către parte specializată care să se ocupe exact cum se fac pe proiectele de finanțare posturi sau alte proiecte de reamusabile, în care există un organism care verifică, de fapt, și urmărește îndeplinirea indicatorilor respective. Pentru că acolo sunt oameni de specialitate. Este o măsură, să zic, în plus, care se dorește, de fapt, să ducă la performanță. Mulțumim. Secretariat. Vă mulțumesc.
Repetați-vă de trei ori. Deci, Sălăgean, Alin, Pretoiu, Pătruțiu, Lojigan, Haidu, Gemeș, Varodi, Pantea, Mulțumim. Punctul 23. Informare privind raportul de analiză, concluzii și recomandări a contractelor de finanțare nerambursabilă, încheiat între primăria municipiului Câmpia Tuzii și ONG-uri, care au realizat activități de interes local în folosul comunității în anul 2014. N-a primit nicio parte. Tu n-a primit. Da. Da. Nu. Nimic la suplimentat. La suplimentat. Da, la suplimentat. Da, la suplimentat. Dar nu există lucrurile. Atunci, propun să o amânăm pe ședința ordinară, când primește toată lumea materiale. Dar a venit doar în faze. Poftiți, domnul Fazer. O să rog pe domnul Lojigan să vă formuleze norma. Domnul coleg. Da. Am referit în intervenția mea la partea finală din capitolul 7 și 9 din regulament. Anexa 1, unde se vorbește la nivelul minim al redevenței, că ea poate fi de semnul întrebării la sută calculată din valoarea sumelor, redevența poate fi ca până în luna semnul întrebării la fiecărui an, respectiv, încheierea contractului de legare a gestiunii în termen de zile de la data aprobării de către Consiliul Local. Deci sunt niște termene și niște sume care trebuie stabilite, pe care nu cred că putem să aprobăm proiectul de hotărâre fără a le atât timp acest regulament este parte integrată din proiectul de hotărâre. Am înțeles. Este o scăpare. Deci asta ar fi prima fază conform legii 230, înființarea. Deci regulamentul și studiul de oportunitate. Deci formularea corectă ar fi redevența și restul vor fi stabilite ulterior. În caietul de sarcini și contractul efectiv. Lăsați-mă, deci noi aprobăm o hotărâre în care cineva va veni ulterior să stabilească. Nu, nu. Deci asta este o lege a Iluminatului, care prevede niște pași. Deci primul pas e înființarea. Deci și dacă se aprobă punctul ăsta, gestiunea delegată, deci dacă se aprobă, urmează caietul de sarcini și contractul. Deci tot aici o să ajungă. Deci dacă astăzi se aprobă de dumneavoastră înființarea... Deci am, eu scrie scăparea mea. Deci e clar. Am vrut să revin și a scăpat. Deci mi-a scăpat punctul ăsta... Trebuie să spuneți că noi avem o anexă, la parte integrată din hotărâre, care la termen are semnul întrebării. Așa e normal? Dacă așa e normal, sigur. Noi vom stabili pe urmă. Acum stabilim un proiect de hotărâre, atunci e cum? În anexe, scrie clar, iar nivelul redevenței poate fi de semnul întrebării la sută. Da? Redevența se poate aplica până luna semnul întrebării. Așa vreți să o aprobăm. Nu, dar nu. Din corect. Și ne propun nouă. Asta e un regulament pe care noi l-am putut. Scrie asta, că se va stabili cu caietul de sate. Se va stabili, de da. Dar scrie în logica. Trebuie să mă înțeleg local ca și mine și putem să facem propuneri. Deci, domnule, eu pun întrebări, pentru că am citit cu atenție regulament. Și atunci trebuie să fiu răspuns. E un proiect extraordinar pentru municipiul. Trebuie, domnul viceprimar. Fac propuneri când consider că trebuie să le fac. Nu puteți să întrebați să fac propuneri. Am
Deci fac când consider că dumneavoastră, când consider eu că le fac, nu considerați dumneavoastră. Bun, la mână. Dorește cineva să propună un amendament pe baza proiectului de hotărâre? Deci aduceți-l în legalitate și nu e nicio problemă de legalitate. Trebuie să stabilim acolo. Domnilor colegi, are cineva un amendament la proiectul de hotărâre? Domnul Fazek, aș mai dori să veniți cu alte propuneri la... Deci, punctul ăsta de ascuns. Domnul Fazek, așa mai poate. Deci, o scăpare. Mulțumim, domnul Fazek. Atunci... Rau, ce nu te una și restul tău de domnul Fazek. Dar de ce domnul primar, regulamentul pe care îl aprobăm noi la punctul 2, la articolul 2. Le facem. Și asta mă zic. Hai să facem amendamentul. Noi facem amendamentul. Că am terminat de atât. Da? Fără anexă. Hai să-l gândim. Asta era propunerea noastră. Pentru că vă duc mai departe de atât. Înainte de a vă face amendamentul și merg cu discuția mai departe. La articolul 18 din regulament se arată în felul următor. Aliniatul 2. Acțiunea de licențiere, autorizare a operatorilor serviciilor de iluminat public se face de către ANRSC. Același, domnul viceprimar, să nu mai interveneți. În termin, aceleași aspecte se arată și în ordinul președintelui ANRSC nr. 77 și în ordinul președintelui ANRSC nr. 86. Vreau să întreb compania de salubritate dacă are licență ANRSC, nu ANRE. Pentru că în legea 51 se arată că licența este actul tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă. La articolul 15 din legea 230 se arată că autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de iluminat public, ANRSC, își exercită competențele și atribuțiile care sunt acordate prin lege. Potrivit acestui text legal, autoritatea competentă, pe la contrare, este ANRSC-ul. Dumneavoastră dețineți licența ANRSC sau ANRE? Nu. Dețineți licența ANRE. Dar licența ANRSC se obține după ce avem un contract de delegare. Deci nu avem ce căuta la ANRSC fără contractul de delegare a serviciului. Deci în primă fază se obține ANRE-ul, autorizație de la ANRE, după ce avem contractul de delegare, mergem la ANRSC și obținem autorizația respectivă. Fără contract nu avem ce căuta. Să putea să fie așa cum zice dumneavoastră. Vă spun 100%. Așa am făcut și cu dezăpezirea și astea care... La articolul 13.5 din legea 51 se arată că furnizarea restului de servicii de utilități publice fără licență atrage răspunderea administrativă sau contravențională. Nu avem ce căuta fără contract. Asta e până la furnizarea mai este. Hai să rezolvăm problema. Hai să înființăm cu ăsta. Serviciul, da, este ok, trebuie înființat fără discuție. Ok, hai să facem problema este alineatul 3. Problema este alineatul 3. Fără regulamentul de organizare. Domnul Bulăgeaz, astea este trei lucruri diferite. Să luăm în urmă. Odată, existarea serviciului. Doi, fie aprobarea regulamentului. Și trei, fie contractul de furnizare. Deci tot ce trebuie să... Ce a cerut dumneavoastră astăzi să aprobăm. Deci odată să aprobăm existarea serviciului. Să aprobăm regulamentul. Și trei, să aprobăm ca principiu delegarea gestiunii direct către o societate cu putere se poate a către o societate care are actuala majoritate. Da. Deci totul e regulă și aici totul e legal. Singura problemă e că a fost prost făcut regulamentul, ca să ne înțelegem. Deci cineva acolo a lăsat puncte, un copiat cu copy-paste, probabil din lege sau din cultura sau din punct de loc, cum se întâmplă de obicei, în loc să scrie acolo, în primele 6 luni, la redevență va fi de atâta, sau dacă nu măcar să citească și să scrie, să va face conform contractului de delegare și probabil votăm după aia contractul. Dura viitoare. Deci ceva trebuie să fie un consilier dintre cei sau ceva inițiator să spună la punctul cu tare, redevență atâta, să vă aprobăm atâta. Haideți să scriem acolo, va fi stabilit ulterior, cu aprobare Consiliului Local și am terminat. Și asta se poate. Exact. Eu vă pun în vedere
la articolul 18 din regulament. La punctul 3 se arată. La licitațiile pentru obținerea creditului delegat al gestiunii serviciilor de drenaj public pot face numai persoane juridice autorizate și licențiate. Pe la contrariu, și în cazul atribuirii prin delegare directă, se aplică aceleași prevederi legale. Adică, persoane juridice autorizate și licențiate, susține domnul inginer Câmpia, vă spun că nu sunt reale. Au de la NRE și mai... Au de la NRE și trebuie să... Noi pot să meargă de la NRE să ce să noi nu aprobăm astăzi contracte de legare. Exact, noi nu aprobăm contracte. Nu, noi aprobăm... Serviciu. Serviciu este ok, îl votăm. Dacă ar fi numai punctul 1, ar fi extraordinar, l-am votat cu două modificări. Problema este punctul 3, regulament. Pe punctul 4. Modalitatea de gestiune, regulamentul, articolul 2 și articolul 4, gestiunea delegată. Noi prin asta deja le dăm lor să facă. Da, 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 că trebuie să semneze contractul. Trebuie să semneze contractul. Noi o să stabilim la ședința urmă. Haideți să citim articolul 4. Stabilim în felul următor. Regulamentul de organizare și funcționare. Îl vom stabili modificat. Da? Și pe urmă, până atunci, pe bază la documentul la hotărârea de Consiliu prin care noi am înființat, ei merg la NRSC și se autorizează. Și da. Păi atunci. Atunci noi aprobăm articolul 4. Ba nu până atunci, că noi ați votat, nu până atunci. Dar ei am la NRE și ANR-ul e singurul care poate să le pună o problemă. Dacă nu au ANR-ul, nu pot să participe. ANR-ul asențează capacitatea tehnică, profesională. Și ANR-SC. ANR-SC-ul îți dă dreptul să faci serviciul. Tocmai și ei nu au această licență. ANR-ul nu are? Nu, ANRSC-ul. Acum aici eu nu mă pricep și nu mă bag. În ce pată să obținea? Nu mi se dă fără contractul de delegare. ANRSC-ul nu poți să spună, poți să faci activitatea aia dacă tu n-ai un contract. Deci la ANRSC, când mergem cu un contract de delegare, facem, ce facem? Iluminatul public în Câmpia Turzii. Ok, că altfel pot să scot, altfel pot să iau autorizație și pentru lungar. Atâta timp dumneavoastră nu puteți prezenta o licență a ANRSC. ANRSC-ul nu le dă nicio autorizație până nu au un contract. Cum? Deci asta eu știu. Domnul secretar. Ce este ce vrei doamnă? Domnilor colegi, vă mai întreb o dată, aveți vreun amendament? Nu. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma inițială. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Vă rog să ridicați mâna. Filip, Pantea, Barodi, Iemeș, Haiduc, Logica, Venturi și Pătruță. O picat, vreo două trei. Două trei trebuie lăsați. Nu e problemă, mă, că e Nu trebuie. Votez cu virgule și cu puncte. Hai să chideți.
O să reiau o problemă care a mai discutat-o de mai multe ori și văd că nu se întâmplă lumina. Deci,
problema domeniului public, s-a văzut domnul director aici. Discutăm de câteva ședințe în Consiliul Local, o să vină domnul director și se promite aici să avem, o să ne facă informare, o să ne spună o strategie, gândirea managerială a dânsului, având în vedere experiența lui deosebită, o să ne facă o prezentare care o să ne arate cum o să aducă această societate din o pierdere extraordinară în profit. Nu vedem încă nimic și din cu trece și eu am impresia că datoriile se acumulează, deci cresc. Nu am informații, nu știu, dar aș dori să luăm această problemă serios, pentru că este o societate a Consiliului Local, la fel cum astăzi facem pentru o societate sau încercăm să facem o delegare de serviciu, ca să aibă să vedem ce se întâmplă acolo. Pentru că eu nu vreau să mă leg domnul director. I-am spus și data trecută. Dar este datoria lui de manager al societății să vină un plan în care societatea să fie rentabilizată. Pentru că domnul director primește un salariu acolo. Pentru asta primește din un salariu să aducă această societate din o situație, într-o situație mai bună. Și vreau să văd că vine și ne spune, uitați, în următoarele 5 luni, 6 luni, se recuperează atâtea pierderi sau ceva se întâmplă acolo, pentru că dacă nu, eu din câte știu că acolo se tot angajează oameni. Nu știu, se spune care e structura, pe salarii, cheltuieli materiale, cheltuieli pe salarii. Deci dacă lăsăm această societate din mână la un moment dat, noi va trebui să hotărâm ce face cu ea, apoi introducem un faliment noi. Nu știu dacă putem noi, nu cred că are datorii la noi. Ce facem pe noi? În capitalul social, cine va aporta miliarde sau zeci de miliarde care să acopere niște miliarde care s-au anunțat? Deci vorbim de 4, 5, 6 luni de zile să întâmplă lucruri ca să. Și nimeni nu ne spune nimic. Solicit public și vă rog frumos, mă dați în procesul la 4 ore, mă întreb și nu primim niciun răspuns. Vă mulțumesc. Cine ne oprește cum am solicitat să vină Spitalul Lunar cu raport economic? Cine ne oprește să solicităm să vină și Regiile Lunar cu raport economic? Asta mai solicităm. Dacă vreți, propuneți, o supune la vot, nu nicio problemă. Vă propunem să vină domeniul public. Asta, propunerea și o să o supun la vot. Vă rog. E aprobată. Dacă este aprobată, trebuia să vină cu informarea. A venit cu o informare, am văzut-o și le-am cerut o treacă prin Consiliul de Administrație, pentru că informarea era o informare pur contabilicească și nu are nicio legătură cu perspectiva oricărui. Nu ne interesează ce s-a făcut și cum s-au făcut înregistrările contabile, ci ne interesează ce spunea domnul Haibur, cum va evolua societatea în continuare. Directul contabil șef a spus, domnule, nu mi-am încheiat, că aici este o problemă, nu mi-am încheiat o putere pentru că până la ora la care ședința de Consiliu pentru luna martie, ci numai pentru luna februarie. Deci, ne-a dat o informare, n-am susținut-o pentru că nu răspundea cererii. Dar, la următoarea ședință, va fi o informare așa cum trebuie. În regulă, domnul primar. Dar domnul președinte, dacă tot e domnul director aici, poate îi spune dânsul. Dar nu tot ce aici. Nu, pe care. Domnul director mai este? Nu-i mai este. Eu aș vrea să fac și pe director să domnul președinte. Vă rog, să domnul președinte. Deci, într-adevăr, deci domnul Cristian care are dreptate de societățile astea și îți face bine. Da, mulțumesc. Deci, societățile noastre și aici ai vorba de domeniul public și avea dreptate și nu mai trec într-o serie de probleme, dar vreau să vă spun, n-aș vrea să lase cumva impresia că problemele astea sunt de acum și că nou director, nou director a luat de o anumită perioadă de timp. Este are obligativitatea să vină să facă. Colegii noștri au făcut o serie de analize, inclusiv partea economică, partea tehnică. Problemele sunt mult mai de mult. Sunt ani de zile în care acolo. Și problemele alea de ani de zile nu găsești o soluție. Că ea cum n-au găsit, să zic, cu 2 ani de zile în urmă, cu 4 ani de zile în urmă, nu credeți că o să rezolve problemele de pe astfel cu mine, așa superficial. Deci este o analiză corectă, sunt niște etape prin care trec. N-aș vrea să se înțeleagă greșit să culpabilizăm pe actualul Consiliu de Administrație sau pe directorul
deci au acolo niște probleme legate de logistica pe care o au. Sunt, e vorba de proceduri de lucru, proceduri de lucru care nu au existat, de exemplu, până acum. Dacă mergeți acolo, se vede. Deci, dar ceea ce spuneți dumneavoastră este o chestie normală și, în mod sigur, vor veni. Au discuții, domnule viceprimar, au ședințe operative fiecare săptămână și problema asta este luată în calcul. Dar, încă o dată, dar și vrea să se înțeleagă că, sau să culpabilizăm cumva pe prezentul, că așa parcă s-o s-a întâlnit. Domnul Pop, eu zic că dacă Consiliul Local cere o informare, nu culpabilizează nimeni pe mine. Trebuie să vedem niște date. Deci eu am zis-o în sensul, n-ar trebui să se mai zic pe seara, nu sensul ăsta. Și domnul Pop, ascultați-mă, nici într-un caz domnul director putea să vină foarte bine în fața Consiliului Local să ne arătați, domnule, de 5 ani. Au fost pierderi atâta la mult, la pierderi atâta la mult. De când a venit eu ca director, pierderea nu e atâta pe lună, că e mult mai mică. Uitați ce măsuri am propus, uitați ce am făcut. Pierderea era de 50 de milioane pe lună, de când a venit eu directorul 40. Și noi, toată lumea, spune ce a fost acea domnul director, care în următorii 100 de ani, care rezolva problema societății. Dar nu e lăsat impresia că București nu poate lucra. Asta e. Nu știu, la mintea asta. Deci, domnul Pop, știți foarte bine că viața asta trebuie să vrei, dar trebuie să și pofi. Deci este o diferență. Nimeni nu are să pune intenția mulți. Tu când te duci, te angajezi cu un salar mare și zici, domnule, pentru ce mă angajezi? Un plan de management. De aceea și te angajezi de aceea acolo, nu? Că nu te duci acolo angajat simplu, că zici, bă, scrie acolo mult din cost. Deci tu când te-ai dus ca manager, ești angajat manager. Că dacă ai fi angajat tehnician, îți faci treaba ta de tehnician. Dacă ești angajat manager, atunci tu răspunzi de tot ce se întâmplă în societatea respectivă. Tu ai planul, tu faci viziunea, în mod normal. Nu, pentru că tu ce ai preluat, e corect, nu, am și zis. Tu poți să arăți, uite, domnule, până la mine a fost un fel, de când a venit el, așa. Și eu nu prezinte, avem o mică. Da, dacă nu prezinte, noi nu știm ce se întâmplă. S-ar putea să fie construiesc dumneavoastră. De când o vedeți, o să fie o creaștere spectaculoasă. A profit unii și așa mai departe. Am să vede și asociatele mai trebuie. Domnul Consiliar Lojica. Nici nu cred că Cristi Haidu, că am vrut să las cu astfel de impresie, mai ales că am putea am văzut nepunii la pe copii. Dar să trece pe acest subiect. Dacă așa se întâmplă la pasă, că a fost pe copii, conform bilan, conform bilan, fost pe profit. O să trece pe subiect, că asta există în documente contabile de public. Dacă tot suntem la faza de informări, domnule primar, eu v-aș ruga să invitați în ședința de Consiliul Local. Iertă o companie de afaceri pentru a ne prezenta bilanțul din 2012 încoace. Niciodată nu a fost prezent în mandatul dumneavoastră reprezentantul companiei de afaceri, unde noi suntem acționari, să ne prezinte situația economică a companiei de afaceri. Este atributul dumneavoastră, dar are de acela calitatea noastră de reprezentant în afaceri. Așa că v-aș ruga să lansați o astfel de invitație domnului director, pentru a ști cine totuși în ce se scală compania de afaceri. În al doilea rând, vreau să, dacă tot eram la subiectul domeniul public, să ne spună cine răspunde de către domeniul public, dacă este preconizat ca în acest an să se facă asfaltări de străzi, modernizări de străzi și dacă da, ce străzi am. Domnul viceprimar. O să intrăm, probabil, luna viitoare. Avem o dezbatere publică de câteva proiecte, o să le aducem în fața Consiliului Local, o să care sunt aceste ați intrat pe site-ul Primăriei, ați vedea că avem o dezbatere publică strada Viața Mihai Viteazu, cu mai multe stăzi, dar noi o să venim în Consiliul Local să aprobați dumneavoastră. Vă propun un alt fel de management la domeniul public. Luna viitoare o să venim cu propunere. Avem o dezbatere publică serviciu. Pentru că tot ce s-a făcut până acum nu au putut fi trecute în patrimoniul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii. Lucrăm acum pentru barcări, la fel să le trecem. Deci avem câteva lucruri și nu aș vrea să le fac în primă. Aș vrea să facem o informare corectă și cinstită la tot ceea ce am găsit, cum s-a lucrat și cum vrem să lucrăm de acum acolo. Nu o să asfaltăm nimic până nu o să propunem spre aprobare Consiliul Local. Deci o să fie o decizie luată de noi toți împreună. Eu aștept punerătarea atunci a ședința de luna viitoare ca să vedem care este. Nu o să asfaltăm nicio stradă fără să fie aprobată de Consiliul Local. Deci, în acest moment, în contractul care îl avem cu domeniul public,
el ce pot să fac sunt plombările, care dacă l-ați văzut, da, se fac și sperăm să reușim asta să le și asfaltăm, să începem. Deci avem problemă la viitoare, să la viitoare, să da. Și ultima sesizare, ca să zic așa, mi-aduc aminte de domnul consilier județean Nemeni, care în mandatul trecut, în timpul sedelării Pinii Vagabons, domnule primar, s-au înmulțit Pinii Vagabons pentru plaza municipiului Câmpia Dulce. De vremea când era viceprimar, în fiecare lună prezentam un raport de activitate privind acea activitate pe care s-a. Din altul nu s-a mai prezentat o astfel, nici pe site-ul primăriei am urmărit, dar nu asta este problema că nu se dezbune acel raport de activitate. Problema mare este că s-au înmulțit câinii vagabonzi pe rază și există deja din nou probleme. Au fost cetățeni care au fost mușcați, care au fost la spital și așa mai departe. Domnul Dricea, în ce privește drumurile, știți că este o problemă, intră a doua etapă de modernizare a instalațiilor de apă. Și noi am solicitat de la compania de apă să ne spună care vor fi drumurile care vor fi afectate de lucrări. Pentru că noi dorim astăzi să asfaltăm cu tare drum și mâine să vină și să spargem un drum. Când l-ai spart, nu mai drum. Având informațiile de la compania de apă prin drumurile pe care se vor modifica, se vor face intervenții atât pe canalizare cât și pe apă potabilă, pe baza acestor informații vom face un program de asfaltări, ținând seama de intervențiile viitoare. Vom acorda și vom face un plan de asfaltare pe drumurile care nu vor fi afectate, iar la restul vom face mai mult lucrări de întreținere, promovări și așa mai departe. Ca asta se va fundamenta programul de care spunea domnul vice. În ce privește câinii vagabonzi, între timp, la un moment dat, a suspendat parcă Curtea Constituțională sau așa mai departe, a suspendat regulile țările, pe baza cărora să recortau, ca să zic așa, câinii pe stradă și era permisă eutanasierea. A fost la un moment dat o suspendare a aplicării legii care a creat confuzie în domeniul ăsta. Noi am reluat subiectul, ne-am interesat la organe competențe și prin București, una peste alta, am refăcut contractul cu cei care se ocupă cu capturarea, am dublat numărul de câini care vor fi prinși și, în continuare, avem evidență la primărie. O să vă facem și o informație. Deci, oricum, am refăcut contractul și am dublat numărul ca sarcină de clasare. Toate cererile care au venit din partea cetățenilor, eu am vorbit cu domnul doctor Alin și fiecare săptămână au fost acțiune din oraș. Da, dar un lucru e clar, noi nu prindem animalele de nu se plânge domnul Gheveș. Noi avem un program și trebuie să prindem un număr de animale. Nu tot așteptăm să muște pe Gheveș ca să prindem câine. Deci, e rugărător că se descurcă. Deci avem un program, am reluat subiectul și o să identificăm activitatea. Și am văzut și eu că deranjează, mai ales în zona parcului, ne merg oameni cu căței la primare, cu copii. Da, așa este. Dacă altceva nu mai este, aș vrea să vă informez ce mai este. Mulțumim, domnul Alisa Răceanu. Vreau să spun, într-adevăr, în legătură cu domeniul public, dar cele spuse de domnul Cristian Lucu sunt reale, că sunt angajări în continuare, este o problemă destul de mare, ținând cont de societatea interne. Și din punctul meu de vedere, domnul director s-a apărut la singur. De ce ați mai lăsăm angajările gen politice și să mai muncim? Mulțumim. Mulțumim, domnul Sărăceanu. Domnul Pătruțiu. Au contractul.
toată lumea are contract. Mai puțin. Aici a fost vorba de sărbători ce nu a făcut compania de apă, nu a venit cu... să le dea comanda și atunci nu putem să ne spunem, să nu se poate apuca. Mai avea contracte pentru lucrările de adiat, nu sunt date contracte pentru nu, bine, nu, au zis că s-a făcut pentru că s-a făcut. Asta a fost ca seara, a fost interventiv. Sunt privat, dacă vă făcut, e și ca în lucrările de astăzi. Dacă în lucrările de astăzi. Să nu trebuie să pot atât de câteva luni de zile, la care lăsăm și sunt persoane fizice. Fără că m-am de lucru. Dar nu numai de la compania, sunt persoane fizice. Da, nu, 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 nu. Sper să se rezolve problemele. Nu, 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 Regalul cuvântul domnului Ghidon. Ordinul Ministrului de Dezvoltare Regionale și Administrației Publice, numărul 768, din 17-a 4-a 2005. Având în vedere, așa mai departe, în temeiul articolului 12 alineatul 7 din hotărârea Guvernului numărul 1/2013, ordin. Se dispune acordarea titlului de parc industrial societății Parc Industrial Câmpia Turnii SRL cu sediul social în județul Cluj, municipiul Câmpia Turnii, strada la Mioșor, numărul 24, codul unic de înregistrare 338-85642, care administrează parcul industrial constituit pe terenul, având datele de identificare prevăzute la articolul 1. Aprobarea pentru constituirea parcului. În momentul ăsta suntem operatori la acest. Atât am urmă. Mulțumim. Dacă nu mai sunt doar de cuvânt, declar închisă ședința de astăzi a Consiliului Local. O să rog pe domnul primar să facă felicitările de viitoare. Avem niște domn și o doamnă și domn, care au mai crescut un an de bine, au crescut în ochii roșii, am apărat, să zic.